Emilia Popescu, asistăm în direct și la Ore de Vârf la romanul vieții tale. De ce ne-ai zis de la început? Dar de ce să zic de la început? Îți spun la sfârșit că vorbim despre asta. Cu ce ar începe romanul vieții tale? Dacă l-ai scrie tu? Sau, mă rog, poate să scrie oricine altcineva. Cu ce ai vrea să înceapă romanul vieții tale? Pentru că viața ta e un roman, Emilia Popescu, cu siguranță. Ar începe cu... ar începe cu o călătorie pe treptele autobuzelor, așa cum se călătorea când eram noi copii, către fostul teatru de operetă, zic fostul că acum nu mai e acolo, opereta s-a dărâmat, și cu... Deci cu acest drum către fostul teatru de operetă, către teatru de operetă, la întâlnirea cu Moș Crăciun, unde venea Moș Crăciun pentru copiii angajaților și unde eu eram foarte mândră că îi cântam la pian lui Moș Crăciun, că făceam pian. Și acel Moș Crăciun nemaipomenit era baritonul Gabriel Gheorghiu, care mai târziu m-a și pregătit, vocal, a fost un profesor foarte iubit și la școală. Deci așa ar începe. Așa sau cu drumul către Ateneu, pe care îl făceam înainte să încep pianul, deci de la 5 ani, unde duminica dimineața erau spectacole pentru copii, cu dans sau cu dans și muzică, unde mama făcea coreografia. Așa ar începe. Așa ar începe. Te întreb de acum, dar putem să schimbăm pe parcursul podcastului. Ca și când ne-am schimbat destinul, dacă am putea? Dacă nu. Am putea, nu prea putem. Adică avem impresia de fiecare dată că putem să-l controlăm, dar știi bine că nu se întâmplă. Avem emoții? Da, că m-ai pus... Săraci, te-am pus în fața faptului împlinit că ai venit la podcast. Nu? De aici ai emoțiile. Nu că la podcast, din cauza subiectului. Din cauza subiectului, dar un subiect foarte greu pe care îl abordăm astăzi. Spune-mi, să stabilim acum și un final la romanul vieții tale. Nu, putem să-l schimbăm pe parcurs, că nu e finalul vieții, este finalul, să spunem, că e o parte a întâia. Bun, hai să zicem finalul, finalul deschis. Pentru că finalul, adică această zi poate fi finalul unei părți, că de mâine începe altceva. Absolut. Poate fi volumul 1 din opere complete, romanul vieții mele, romanul vieții tale, mă rog. Ce ai pune? Aș pune... chiar întâlnirea de azi cu copilul tău. Dar noi suntem oameni mari, nu plângem. Adică... Care a dat motor și acțiune în engleză. Da, poate fi un final pentru a merge mai departe. Da. Hai să ne revenim, știi? Da. Adică filmăm, ne revenim. Nu mă băga într-o stare de asta, că nu e, adică nu vreau să ajungem aici, că după aia va fi un fel de jelanie. Dar nu e jelanie, este emoție. Și realizările și lucrurile extraordinare pe care le vedem la copiii noștri. Da, ne emoționează foarte tare. Da, pentru că, știi că am simțit acum culegi roadele. Eu am simțit o emoție incredibilă și nu venea să cred în momentul în care am fost prima dată la o serbare a Dariei și a apărut și ea acolo în costum, între alții, și plângeam în hohote. Și zic, ce e cu mine, Dumnezeule? Da. Dar e proiecția noastră, era de atunci proiecția noastră în ceea ce o privea, în ceea ce privește pe copiii noștri. Și ne gândim ce va fi, cum va fi, cum vor fi ei, nu? La momentul ăla, da, când sunt foarte mici și pe urmă când le vezi realizările care coincid cu visurile lor. Cu ce și-au dorit ei. E un fel de mulțumire de... Sigur că tot te gândești oare cum va mai fi drumul, știm că e greu, dar
cumva știi că e pe drumul bun. E când știi că e pe drumul bun, că menirea este să îl pui pe făgaș. Dacă e drumul bun... Oricâte greutăți, orice ar fi, important e că e pe drumul bun. Da. Uite, stăteam și mă gândeam, apropo de ce ziceam mai devreme, cu emoția asta, mă uit la mama. Mama, care îmi spune mereu că Daria e sufletul ei, și e suficient să spună Daria și să plângă. Adică la ea emoția este atât de puternică adunată, că Daria e totul, știi? Și mă gândesc să nu ajungem și noi chiar... Ba, eu chiar așa sunt, dacă vorbesc de copilul meu, tot așa sunt. Apropo de ziua de azi, cum mi s-a întâmplat și în ziua, o zi, o seară, acum o seară, când copilul meu a avut prima premieră ca și scenograf de costume și știind cât de mult iubește lumea asta, ne dori niciodată să fie actriță. A fugit de asta pentru că tu... De actriță ai... nu, dintr-un soi de timiditate. Din timiditate. Da, nu mi-aș fi dorit. Și eu am bănuit-o pe Daria când n-a vrut să facă meserie, eu tot îi ziceam și ea se depărtea, dar nu obligam sau ceva, tot cred că din cauza unei timidități, da? Nu a ales... Da, e cumva în spate, nu? Și cred că e mai bine așa. La ce? Și tu ești timidă. Și tu ai fost timidă, da. Nu? Da. Dar cu toate astea... Și acum sunt așa, dar am fost, într-adevăr. Adică eu m-am dus la pregătire și nu puteam să-i spun profesoarei ce am pregătit. Un an nu i-am spus. Din cauza timidității? Da, da. Adică și din cauza că era mai multă lume. Pentru că tot a venit vorba despre fetița ta, copilul tău. Că întotdeauna pentru noi rămân fetițele noastre, copiii noștri, e un personaj important în viața ta. Cel mai important. Cel mai important. Da, e cel mai important. Spune-mi atunci, vorbește. E cel mai important personaj și cel mai important e motivația pentru care fac tot ce fac. E adevărat că atunci când am greșit... Am greșit. Lasă greșeala, ai sărit repede la o greșeală. Da. Cum a fost venirea ei pe lume pentru tine? A fost un miracol, am fost singura mamă din lume, cu singurul copil din lume, dar singura, care avea un copil și așa am trăit multă vreme. Singura mamă cu singurul copil Singura mamă din lume, singurul copil din lume. A însemnat... sigur că a fost important în viața ta. A schimbat multe lucruri în viața ta? A schimbat, nu. În primul rând că eu mi-am dorit-o foarte mult. De pe la 13 ani așa, am știut că vreau să fiu actriță și mamă, mămică. Eram înnebunită după copii mici, de mică. Funcțiile astea vrei să le... Astea erau funcțiile de bază. Și întotdeauna mi-am spus, o să fiu actriță. Eram sigură că o să fiu actriță. Eram sigură că o să fiu mamă. Nu-mi dădeam seama că poate să... Mă rog, din anumite motive nu pot așa. Și am zis, o să fiu actriță, o să muncesc până la 30 de ani, să-mi fac un nume, la 30 de ani o să fac un copil și o să mă ocup numai de el. Și dacă am un nume, lucrurile o să fie mai ușoare pentru mine și voi putea, până la 30 de ani nu fac niciun compromis în meserie. Și după 30 de ani totul este scuzabil pentru că trebuie să-mi fac, să cresc copilul. Exact la 30 de ani am născut-o de ziua mea, cu o săptămână înainte de ziua mea. Aveam un nume și, mă rog, n-a fost mai ușor după aia. Nu știu ce fel de compromisuri am făcut, nu multe. Și, mă rog, din punctul meu de vedere, compromisuri, că nu, acum când mă uit în urmă, râd. Cum s-a schimbat viața ta după ce a venit pe lume? S-a schimbat, eu dorindu-mă atât de mult schimbarea asta... Pentru mine a fost o atât de bine și atât de benefic și m-am bucurat și m-am simțit atât de privilegiată că pot să trăiesc așa ceva și să o iau de la capăt în sensul că cumva să văd și cum am fost eu. O priveai pe ea sau te priveai pe tine prin așa ea, am fost și noi, prin asta am trecut și noi. Nu mai vroiam să mă plictiseau îngrozitor oamenii mari, am rămas și acum la părerea asta, mi-am dat seama. Nu s-a schimbat nimic. Cât sunt de plictisitor, da? După atâți ani. Da. Și nu pot să zic că s-a schimbat ce, că nu mă mai duceam la petreceri. Așa de des, eu am alăptat-o un an de zile, nu mai îmi trebuia nimic ce să spun.
Faci anul ăsta 25? A făcut 26. 26 anul ăsta. Da, a făcut 26. Și te uiți la ea tot ca la fetița ta, ca cu toate că e o domnișoară, ca la o icoană. Ce frumos. Așa mă uit și eu. Deci suntem doi proști. Când eram mică... Doi credincioși care doi se închină credincioși. La copiii lor, se uită la copiii lor. Sunt îngerașii noștri. Când eram mică, aveam tămâie și după ce învățase să spună Tatăl nostru și îngerașul, o puneam așa să tămâieze. Știi cum, când face preotul sfeștanie? Da. Și sfințea casa. Uh-huh. Copilul sfințește casa. E adevărat. Spune-mi, care sunt celelalte personaje care fac parte din romanul vieții tale? Care sunt personaje importante? Da, bineînțeles că sunt cele mai importante, mama și tata și fratele meu, cu care, făcând muzică amândoi, eu pian și el violoncel, visul meu era să fac în continuare pian și să fim ca frații Menuhin, știi? Yehudi la vioară și sora lui Hepzibah la pian. Uh-huh. Să trăiesc cu el în aceeași casă, să mă ocup. El să aibă familie, nu știu ce, dar eu mă vedeam numai pentru el, așa. Mm-hmm. Da, era o dragoste... De soră și mai mult decât atât. O adorație. Și m-am și gândit așa că iubitul meu să fie muzician, ochelarist, exact asta așa, a fost. Exact așa a da. Fost. Deci ai fost modelul fratelui, de fapt. Da, nu al tatălui. Iubitul tău, nu. Soțul tău. Da, mm-hmm. Nu, n-a fost tatăl, nu. Mm-hmm. Dar părinții mei mi-au oferit acea deschidere, șansă. Viață, mm-hmm. Da, viață, trăind cu ei normal, că am văzut ce înseamnă să faci meseria asta, ce înseamnă să o practici, nu să mă duc la spectacole, mm-hmm. Să văd spectacolul, gata, făcut. Și cred că șansa cea mai mare a fost că mama a ținut neapărat să facem muzică amândoi, mm-hmm. Și chiar până prin clasa a șaptea am crezut că o să merg cu pianul mai departe, pe urmă am cotit-o la actorie. Cu pianul pe scări. Da. Și cred că asta e cea mai importantă. Mm-hmm. Spune-mi, te rog, ai amintiri, de temelie amintiri a mea. Amintiri din copilărie, ai început romanul vieții tale cu teatrul de operetă, cu teatru e parfumul care mă... autobuzul, mergând pe scări și așa mai departe. Ai amintiri din copilărie, din casa părintească, unde erați toți tu, fratele tău? Da, și bunica mea, care vorbea foarte greu românește, mm-hmm. Că era franțuzoaică. Amintirile sunt că era o casă foarte veselă, foarte veselă, ai mei erau foarte veseli și petrecăreți, pe ei îi moștenesc eu, și era o casă plină și Crăciunurile erau minunate și tot timpul făceam niște spectacole. Tot timpul. A, deci puneai de atunci spectacole. Eu nu, mama organiza, tu trebuie să înveți asta, faci cu tata asta, că altfel nu vine Moș Crăciun, altfel nu facem nu știu ce, altfel. Era foarte... era foarte multă veselie și asta a fost unul din motourile vieții ei și acum târziu îi dau dreptate. N-au avut o viață ușoară, știi și tu ai noștri. Păreau că o au. Da, păreau că nu există nicio piedică, că pot trece peste orice obstacol, dar nu mai știau cum făceau ca nouă să ne fie bine, să pară lucrurile perfecte, practic. Da. Așa am trăit multă vreme cu senzația asta. Da, da, și nu înțelegeam de ce eu, care sunt atât de profundă și îl citesc pe Camil Petrescu și sunt așa, de ce toată ziua trebuie să ne hlizim, că eu am o criză acum de așa, și m-am zicea tot timpul, dacă nu găsești un motiv pur să amuze, il faut să amuze, totul este degeaba. Ai simțit de atunci că te jucai de atunci, ai simțit de atunci că vrei să fii... Nu, a fost o cotitură la 14 ani când mama a lucrat cu Pintilie și am fost la filmări la... Atunci a fost cotitură. Da, de ce trag clopotele mitică. Prima cotitură din viața ta. Da. Și cea mai importantă. Și am fost și eu la o zi de filmare, am dansat cu Mircea Diacon în carnaval, într-o... dărăpânătură în Bolintin, unde se filma, unde mirosea, unde... Și am zis, asta vreau, așa, greu, ce mult. Asta te-a făcut, da, nu? Drumul.
drumul către. Și că era greu atunci, că era... Nu, toate lucrurile astea te-au făcut să-și vreau să fac asta. Da, da. Dar nu era neapărat... Nu, vroiam să fac asta ca să pot... ca cineva să poată trăi ca spectator ceea ce trăiam eu ca spectator. Și m-am gândit că dacă un singur om trece prin ce trec eu ca și spectator, ca emoții, ca înălțare, ca o stare de beatitudine, asta aș dori eu să fac pe lume, să provoc în ceilalți așa ceva. A, te gândeai ca tu să provoci și ceilalți să vadă... Să simtă ce simt eu când... Era o stare pe care o simțea toată lumea la filmări? Ți-ai dat seama atunci la 14 ani? Nu, mi-am dat seama. Nu era o stare de oboseală, de nervi, de îndârjire, de muncă. Nu, vorbă să fie. Nu. Tu ai simțit asta și te gândeai ce văd... Ce și asta simțeam și la teatru, când mă duceam la spectacolele de teatru și am zis... Dacă aș putea vreodată să fac ce fac ei și să provoc în spectatori așa ceva... Ai provocat, ai spune cu vârf și îndesat. Alte personaje importante din romanul vieții tale cu care te-ai întâlnit? Actori mari... Doamna Olga Tudorache, un personaj important. A fost Oscarul vieții mele, că am intrat din prima la clasa doamnei și a fost o relație foarte frumoasă, cu cuvinte puține, cu multă înțelegere și cu un soi de iubire așa pe care mi-o demonstra, nu mi-o arăta. Și, bineînțeles, Florian Pitiș, care a fost al doilea părinte, că nu știu cum să-i spun, cel care m-a împins pe poarta din față. Și toate au început... Și ai simțit că ai intrat pe poarta din față și că ești pe scenă? Am simțit că-s la Bulandra, deși eram și un pic la Petroșan, sau alții la Botoșan și n-aveau nicio șansă. Am simțit că eram la Bulandra, că m-au angajat la Bulandra fără concurs la Bulandra, că joc la Bulandra, că se întâmplă niște lucruri. Deci au fost 10 ani în care nu știu dacă multă lume care face meseria asta de pe planetă poate să spună că a durat atât de mult o stare de levitație. Deci a durat. N-a durat. Da, sigur că vreau să dureze toată viața. Eu așa am zis că trebuie să fie. Da, a durat ani de zile atunci. Da. Și ai simțit asta. Da. Și ai căpătat încredere în tine de la început, de când ai simțit că ești la Bulandra, că ești pe scenă, sau a venit cu timpul? Ți era teamă că o să pierzi starea asta de grație, starea asta de levitație? A, nu, asta n-am cum să o pierd. Nu mi-era teamă de asta, nu. Nu mi-era teamă, pentru că se întâmplau niște lucruri extraordinare și... Nici nu te gândeai la așa ceva. Nu, deci, și eram mai mulți care simțeam așa. Unii mai exaltați ca mine, alții mai puțin exaltați, dar simțeau această apartenență la o trupă și acest tip de... conștientizarea faptului că suntem trupa tânără a unui teatru de legendă. Nu știu cum să spun. Superb. Absolut superb. Eram... Da, te rog. Continuarea celor mari. Știi? Simțeați asta, că sunteți continuarea celor mari și că nu există niciun dubiu. Și eram și împreună cu ei și susținuți și protejați și foarte răsfățați. Foarte iubiți am fost. Noi am fost primiți cocoloșiți. Răsfățați. Da. Dar voiam să te întreb, succesul, cum îl duceai, cum simțeai asta? Ca și când beau apă. Ah, deci era o chestie absolut firească. Da, gândește-te că noi am avut succes de mici, de la 20 de ani, cu Ștefan la televiziune, în alea două filme, câte au fost. Imediat în teatru, adică noi am avut succes. Erai pe val de la bun început, la 20 de ani, te-a luat viața și te-a proiectat undeva foarte sus. Îmi dădeam seama, dar... Nu puteai să faci ceva. Da. După aia, ulterior, mi-am dat seama că puteam să profit de lucrul ăsta. Dacă aș fi fost fătuită. Dar nu te-ai gândit la în asta. În sens material. Da, dar nu te-ai gândit la asta. Nu te-ai gândit. Nu, nici nu știam ce să fac cu banii, dacă într-un dialog cu colegul de scenă de teatru, cum îl cheamă? Mic, pricăjit.
Ivașcu? Nu. Marius Manole. Mai slab. Marius Manole. Așa. Uite că foarte bine că mi-a adus aminte. Da. El vorbea în momentul despre asta, despre succes și momentul în care a avut succes, că se simțea cumva un impostor. Mi s-a părut, am avut și eu chestia asta. Că, cum impostor? Nu, impostor în sensul că nu-i vine să creadă că el a făcut asta și că a ajuns acolo. Și că, cumva că a luat locul cuiva și că e într-un vis și să nu se trezească și să nu fie adevărat. Eu asta am simțit când am intrat la facultate. Asta. Pentru că aveam 18 ani, acolo erau toți 25, 26, 30. Aha. Dădeau la 10-a oară. Și am zis, hai mă, lasă să intre. Am zis că e ca, știi, ca în ordinea mormântării. Lasă să intre, că eu mai am timp. M-am simțit vinovată. Vinovată că ai intrat. La... Da. Mm-hmm. Asta da. O întrebare delicată. A fost un... Vorbeai de momentul de cotitură, de mai multe momente de cotitură. Multe, da. A fost un moment dramatic de cotitură în viața ta? Dramatic? Da. Atunci când... Un moment greu din viața ta. Care a fost momentul cel mai greu din romanul vieții tale? Au fost momente grele și nu pot să le spun pe toate. Dar nu trebuie să le spui pe toate, că poți să spui unul singur, nu trebuie să... Am făcut cunoștință cu moartea când aveam 19 ani și s-a prăpădit un actor foarte bun și foarte tânăr pentru a pleca dintre noi, Constantin Băltărețu, care cumva a fost primul care m-a ascultat sau mi-a dat un sfat și mi-a zis, nu fă meseria asta, e ca un târg de vite. Ești într-un târg de vite și trebuie să aștept să te cumpere cineva. Vai, ce frumos, abia aștept să stau acolo la târg să mă cumpere. Nu se poate să rămâne. Ăsta a fost răspunsul deci, tău. Deci mai rău. Da. Și el a murit, eu aveam 19 ani și țin minte, a fost ceva foarte... straniu pentru mine. De fapt, nu atunci a fost prima oară. Atunci a murit un prieten. Prima oară când am făcut cunoștință cu lucrul ăsta. Dar cum ai făcut cunoștință cu moartea? Ea a zis încântat? Nu, a murit bunica lângă mine. Tu ai zis încântată în momentul în care ai făcut cunoștință cu moartea. Deci am fost cumva făcând cunoștință cu plecarea din lumea asta. Dumnezeu a vrut ca eu să tot asist de-a lungul vremii. Ori să îngrijesc pe cineva și să plece, ori să fie prieten drag. De foarte mică. Irina Petrescu avea o vorbă, eram atât de tineri, de fericiți și încă nu murise nimeni. Și pe urmă, trecând vremea, a trebuit să ne obișnuim, a trebuit să ne obișnuim că lumea noastră a dispărut. Uh-huh. Și că avem obligația de a trăi și de a și fi fericiți în această nouă lume. Și a mai fost un moment de cotitură, evident, și de curând și tot așa. Și o luăm de la capăt cu... Cred că cel mai important lucru în viață este să-ți asculți instinctul. Și când vrei să-l păcălești, că ai tu creierul mai pe fază decât instinctul tău, o dai rău de tot în bară. Și costă cam mult uneori. Adică încerci să fii rațional, să nu mergi pe mâna instinctului, să nu mergi pe instinct, pe flair, și atunci cu siguranță total de acord cu tine. Întotdeauna m-a salvat instinctul din tot ce am făcut. Atunci când mi-a fost mai greu sau am fost într-un moment... Când de l-am ascultat a fost bine. Când exact. Nu l-am ascultat... Dar de ce încercăm să... Depinde, la fiecare e o situație diferită. Eu când nu l-am ascultat, nu... prea aveam încotro și trebuia să fac pe dos. Mm-hmm. Dar din această clipă, care a început mai devreme, puțin, nu mai fac decât să-mi ascult instinctul. Cred că e cel mai bine. Însă în meserie l-am ascultat întotdeauna și întotdeauna am avut dreptate. Exact asta vreau. Întotdeauna am avut dreptate. N-am dat greș în meserie. Asta voiam să spun. Ce ne poți spune despre meseria de actor? Deci, o întrebare foarte... Sună frumos întrebare. E foarte rău. Subtextul e foarte răutăcios și malițios. Nici vorbă, nu am da, malițios și nu vă pot spune absolut nimic. Veniți la teatru. Veți o să aflați acolo, o să descoperiți acolo ce nu o să aflați absolut nimic.
Dar o să descoperiți ce înseamnă meseria de actor. Nu, nu o să descoperiți ce înseamnă. Bun. Cât de mult ți s-a schimbat ideea despre teatru, despre meseria de actor în timp? Vorbeai de începutul, când aveai 20 de ani și erai într-o stare de grație, jucai, Bulandra, noua generație, tineri frumoși, televiziune, da? Pe culmile bucuriei de a juca. E, atunci trăiai și simțeai într-un fel meseria de actor. Cum s-a schimbat pentru tine meseria de actor, teatrul, în timp, până în zilele noastre? Acum când croim împreună romanul vieții tale, în direct și la Ora de Vârf. Nu s-a schimbat nimic. Mamă, ce plictisală. De sunt atât de bucuroasă că... Serios? Nici măcar un grăunte mic de orice s-a întâmplat rău sau nedrept în această profesie pe care am, în toți anii ăștia, nu a reușit să... altereze, să strice în tine nimic despre ceea ce... Și să diminueze. Bucuria de a face, de a fi, dar de a lucra și bucuria mersului la propriu la teatru. Moțu mi-a spus așa, în ziua în care vei merge către teatru, la repetiție, dimineața, fără să cânți de bucurie, te lași. Mm-hmm. Ai simțit vreodată să te lași, că tot veni vorba? Nu. N-a fost niciodată un moment ăsta? Nu. A fost un moment când erau lefurile foarte mici, avea Maria, nu știu, un an sau doi, și nu mai aveam loc prin televiziuni, eram refuzați, la teatru era așa. Și a fost un moment în care am zis, mamă, trebuie să plecăm din țară. Serios? Da, a durat puțin momentul. Da, da, în meseria asta să pleci din țară... Mă gândeam că îmi fac grădiniță, că unul din visurile mele a fost să am o grădiniță. A, nici vorbă de să mai faci. Sigur că era o prostie, dar era un moment Te-ai gândit la asta? Deci a fost un moment în care ai vrut să renunți, practic, să pleci din România. Da, nu să vreau mai faci meseria. Ideea era că vreau să plec ca să pot trăi decent, dar nu că aș fi vrut să plec să renunț, dar mă gândeam că va trebui să renunț. Da, nu, bineînțeles că nu s-a întâmplat, dar bucuria nu mi-a luat-o nimeni niciodată. Chiar când am făcut și spectacole în care nu credeam sau... Nu eram mulțumită de... Dar ai rămas acolo. Ce se întâmplă? Tot cu bucurie mă gândeam. Tot cu bucurie mă duceam. Mă chinuiam, dar tot... Pentru că întotdeauna am fost conștient de, Doamne, ne ducem la teatru. Da. Nu mă duc la birou, nu mă duc la... Nu știu, nu sunt contabilă, nu vin, nu lucrez cu publicul. Cum sunt la ghișeu. Suntem binecuvântați. Apropo de ghișeu, am avut o campanie întreagă. Apropo de ghișele, mi-a venit acum o scurtă paranteză, ai văzut că toate ghișele în România erau foarte jos, să te apleci, știi? Totul era gogolian, adică totul e din... Incredibil. Să te apleci, să nu-i vezi, acolo să fie doar o mână sau să vezi doar Și să te umilești, de fapt era pentru absolut. A te umili. Dar ideea de a face grădiniță, de ce aveai ideea asta să ai o grădiniță? Ador copiii mici, ador să stau cu ei, nu mă plictisesc, nu mă supăr, ador, adică... Ideea de copii... De copii mai mult să-i... Da, să-i crești, să copii mici, da. Și acum aș face. În acest roman al vieții tale a existat un personaj negativ? Întotdeauna există în roman. Nu trebuie să-mi spui nume sau asta, că sigur, nu mă interesează, da. Ci prototipul, ce rol a avut, cum s-a întâmplat, cum ai gestionat întâlnirea cu un personaj... În romanul vieții tale, care îi depistez greu că-s negativ. Îi depistez greu, nu? Tu, în general, nu... De ce crezi foarte tare în oameni? Ai așteptări? Nu pornesc... Adică nu am așteptări, dar nu... Nu te gândești că ăla poate fi un om rău? Nu sunt încărcată, da. Aoleo, cum mă port acum? Tot timpul să fiu în gardă. Că nu se știe ce se întâmplă, nu se știe cum se interpretează, nu se știe cum îți dă pe la spate, îți dă un ciocan în cap, nu se știe... mie mi se pare că e greu să trăiești așa. Am observat foarte târziu, adevărul că unele lucruri de bază de comportament, eu le-am descoperit foarte târziu și nici măcar nu le-am descoperit singură, mi s-au spus.
după 35 de ani, cam târziu. Incredibil. Da. Descoperim și după 50, nu asta e problema, adică nu cred că are de-a face cu vârsta neapărat. Ba, copiii noștri nu sunt așa. Și nu că sunt mai răi. Au instinct. Măi, mama, măi, dar nu vezi? Da, m-am trezit și eu de multe ori. Păi, cum nu vezi? Păi, dar nu m-am gândit la asta, nu? E Daria de față. Și cazul tău. Și mi-aduc aminte că, nu știu, m-au cunoscut prin intermediul meu și tu ai văzut cum era? Nu. Și zic, nu. Cum era? Păi, dar tu n-ai văzut ca... Și dintr-o dată era ca un pumn în freză. Zic, păi, stai care dreptate. Da. Și eu de ce n-am văzut toate astea? Pentru că suntem într-o generație învățată să creadă în oameni. Să nu aibă foarte multe îndoieli. Dar nu aș face, n-aș duce asta ca o chestie de generație. Este, e chestia și de educația noastră, de aia spun. E o chestie de educație și o chestie de structură, Marius. Noi avem zodii foarte compatibile și suntem... Într-adevăr, sunt oameni care cred în ceilalți și care fac gesturi mari pentru ceilalți, fără să se gândească la anumite consecințe, la ce li se poate întâmpla rău sau pe dos, să fie pedepsiți în loc să fie răsplătiți. Nu te gândești niciodată la răsplată, nu te gândești nici că s-ar putea să o pățești pentru că ai făcut un bine. Cu atât mai mult nu te gândești. Știi? Dar atunci s-ar putea să primești exact pe dos. Da, față de știu asta, dar nu, asta nu, din fericire și așa e și la tine, nu înseamnă că de azi vom fi altfel pentru că am fost păcăliți, pentru că am fost... Din păcate sau din fericire? Mă, pe termen lung e din fericire. Din fericire, adevărat. Pe termen lung e din fericire. Sunt convins de asta, m-am convins și eu, chiar dacă la început aveam îndoieli când se întâmpla, pe termen lung este din fericire. Am fi trăit chinuit dacă învățam mai din greu, toate mai greu, mai greu. Oamenii ăștia trăiesc greu, eu i-am văzut bine de tot. Trăiesc foarte greu. Se da. Chinuie. Pentru că tot timpul... Gândește-te că n-ai un moment de relaxare. Ești tot timpul așa. În gardă. Bună, bună. Bun. Ce vreau să zic? Mi-a zis bună. A stat în stânga. Are s-a uitat urât. Are un interes. Da, da, mai vorbim noi. Aha. Cum să trăiești așa? Da, nu poți să chiar nu poți să trăiești, adică... Cum? Ce a vrut Marius? De ce m-a chemat la podcast? Da, da, da. Luni. Da. Luni la 1. Nu, dar de ce la 1? Deci e clar. E luni. E prima zi din săptămână. E luni, da. Vrea să mă distrugă. Mai dar cunoști mai oameni. Bună, cunoști oameni. Da, cum să nu? Bineînțeles. Totul e de... În, măi, și sunt tot timpul transpirați într-un fel, da. Știi? Sunt tot timpul se schimonosesc de atâta... Dacă te vede că te bucuri. A. A. Sfârșitul lumii. Fai de... Cum bă să trăiești așa, să nu vezi ce e în jurul tău, că își bat ăștia joc de tine și tu ești veselă. S-a schimbat lumea, Emilia? Da, s-a schimbat lumea. S-a schimbat și e și pe dos. Amândouă în același timp. Acum, ce înseamnă pe dos? Pe dos de cum am știut-o noi, jumătate de secol. Și pe dos... Și din cauza valorilor răsturnate. Mai degrabă, ăsta e punctul întâi. Și s-a schimbat lumea și noi fiind buni, noi putem să o acceptăm schimbată. Problema e că s-a alterat. Păi da, dar nu ne mai regăsim deloc în ea. Noi o acceptăm, dar nu ne mai regăsim în ea. Păi nu, pentru că oamenii vor să-și impună fiecare. Nu poate fiecare... să aibă legea lui. Și ca să trăim împreună, trebuie să ajungem la un numitor comun. Lumea s-a schimbat, e o lume de extremiști. Și nu avem cum să ne regăsim în ea, Marius. Dacă suntem de nișă noi. Suntem de nișă rău. De suntem nișă... o nișă aproape strivită. Nu. Nu? Nu. Nu suntem strivite. Păi da, dar vezi, nu. Apropo de extremism, noi nu reacționăm la asta foarte nu, rar. Nu știm să reacționăm, dar și pe bună dreptate, pentru că ți-e frică. Mie mi se pare inutil. Ba, e și inutil, dar mie mi-e frică, eu recunosc. Mie mi-e frică de ei. Deci, oricare ar fi ei și orice fel de extremism. Orice fel de extremism nu contează, poate să fie. Deci dacă ne uităm la starea... descris atât de frumos de tine de la începutul acestui roman al vieții tale și venim în timp, ea se degradează, nu?
singurul lucru care rămâne este momentul de grație de pe scenă, pe care, de care nu ești tu răspunzător, că de-aia e de grație. Mm-hmm. Se întâmplă ceva din energiile tuturor. Mm-hmm. Și de sus. Da. Cineva proiectează energiile strânse acolo, în locul ăla. Ai simțit asta de multe ori? Da, da. Da, am simțit, am simțit. Și am făcut greșeala să provoc momentul. Și de grație. Cum a fost? Nu există. Nu e, nu se poate. Vine când... Când vine. Pentru că trebuie să se adune la toți. Nu e, cu unul singur nu. Trebuie să fie la toți și de-aia e de grație, că e rar. Nu se întâmplă. Și în momentul în care încerci să-l provoci, obții e efectul invers. Hărnicia înaltă e acasă, când te antrenezi, când studiezi. Dar nu pe scenă. Hărnicia pe scenă e... Care e rolul vieții tale? Sau rolurile vieții tale? De ce ar fi? Poveste de iarnă din... Bine, hai să spunem cele cu Moțu, pentru că sunt chiar ale vieții mele. Uh-huh. Câinele grădinarului și Rita. Mă bucur că le-am văzut pe amândouă la vremea respectivă. Era înainte de Revoluție chiar, nu? Sau unul înainte, da, și unul după. Câinele grădinarului, meditațiile, da. Ritei imediat 87, după. 87-88, îți dai seama. Și meditațiile Ritei după 90. Da. Cel cu Ducu, poveste de iarnă și trei surori, pentru că e perioada Ducu Darie care, ea a fost scurtă, din perioada de 10 ani de la Bulandra, și acolo era momentul acela de când mergeai pe nori, așa. Și după aia a fost bine, dar... Călcai, dar nu atingeai pământul. Nu atingeai pământul. Nu atingeai pământul. Și așa eram și percepuți, așa ne și simțeam. Păi dacă venea Scorsese la noi, nici nu ne uitam că aveam treabă la teatru cu Ducu. Du-te mai încolo, Scorsesele. Dar știi că am fost în culise și oamenii, hai să nu pun, vorbim despre divinizare, dar să vă uitau, se uitau la voi. Care oameni și ce culise? Spectatorii. Vedeau în voi, nu știu, mai mult decât niște vedete, vedeau niște super oameni, da, în momentul ăla. Era un tip de respect și de adorație. Mai mult decât respect, Emilia, spun că era, se uitau ca la icoană, se uitau ca la icoane la voi. Exact asta era. Eu am simțit asta, că am fost acolo ca spectator și eram foarte tânăr, aveam 22 de ani. 21-22 de ani, adică aveam aceeași vârstă, mă rog. Și exact așa se uitau oamenii. Trecea Iureș sau actorii mai tineri pe acolo, da. Nici nu îndrăzneai să ceri un autograf, Emilia Popescu. Te uitai la ei și te bucurai de momentul ăla că au trecut pe lângă tine. Spun, se face pielea de găină, asta am simțit. Și bine spui că nu atunci când călcați nu atingeați pământul, că asta era. Deci astea sunt rolurile vieții tale. Și Marlene cu doamna Cătălina Buzoanu, ca și experiență, ca și praguri. Așa. Și un tramvai numit Dorință, ultimul, da. Și de ce sunt rolurile vieții? Au fost importante ca etapă a dezvoltării mele artistice, ca trepte în evoluția mea, și foarte importante ca pur și simplu rol mare feminin, care ele, femininele, rolurile pe persoană fizică nu cum sunt multe. Cum ar să spun? A fost un moment, să-i spunem, în viața ta, sau un moment în cariera ta, în acest roman, când viața ta a târnat de un fir de ață? Când? Cum? La 39 de ani, când am avut de făcut o operație de hernie cervicală și puteam rămâne paralizată. Mm-hmm. Și aflat după asta? Am aflat după că puteam să rămân paralizată. Și mi-au propus să mă opereze de două ori și eu am vrut o singură dată. Și m-a costat pianul. M-a costat mâna dreaptă, da. Mm-hmm. În urma acestei operații. Da. N-am știut. Da. A fost un moment, să spunem, nu ca ăsta, când ai simțit că viața ta nu are sens? Niciodată. Niciodată? Mm-mm. Nu ai trăit asta niciodată? Nu, nu. Niciodată nu am simțit că viața mea nu are sens, poate dintr-un soi de
Vanitate, nu-mi dau seama de ce. Infatuare așa, la modul frumos. M-am încercat eu să-mi dau explicația asta, nu știu de ce. Dar n-ai reușit să ți-o dai. Nu. Ne dădeai și nouă, dacă era... Serios, n-am simțit niciodată că viața mea n-are sens. Poate din cauza că îi distrez pe oameni și m-am gândit că, uite, tot timpul pot să fac pe cineva... Se face altfel bucuros. Meseria asta, te-am auzit râzând acum și râsul tău e foarte tonic și ești o actriță excepțională de comedie, dar în același timp te știu foarte bine, ești o actriță profundă. Și mi-a venit chiar acum întrebarea, structura pe care o faci, pe care o dai unui personaj, s-a schimbat, s-au schimbat mecanismele, metodele de lucru pentru a face personajul un timp? Nu. Trebuie să știi foarte bine ABC-ul meseriei. Ce s-a schimbat este viteza și suntem datori, dacă vrem să stăm pe scenă și să lucrăm, să ne adaptăm la viteza de lucru a acestei vremuri, acestor vremuri. Nu mai ai timp să înveți textul pe scenă 6 luni, înveți textul acasă, îți exersezi memoria, îți lucrezi personajul în felul tău și pe urmă te întâlnești la mijloc cu regizorul. Mm-hmm. Era mult mai, era o stare mai, nu leneși, era mai comozi. Stăteam un an și făceam un spectacol, 6 luni, până mi ieșea, până aveam curaj să spun, până aveam curaj să țip, mm-hmm. până aveam, asta am dobândit, asta mi-a dat maturitate, dar totuși o maturitate târzie, 45 de ani, nu e... Ești matur mai devreme, totuși. N-aveam curaj de la început. N-aveam curaj pe scenă, dacă poți să crezi. Nu aveam curaj. Lasă că fac Incredibil. Eu. Lasă că fac eu. Puteau să-mi pună masa în cap regizorii, dar nu mi-au pus-o. Am avut noroc pentru că au avut încredere în mine, știau că pot și mi-au lăsat acest alint care... Nu era alint, eram blocată eu. Știi? Mm-hmm. Eu nu puteam până... Târziu. Târziu și până târziu în repetiții, complicat, nu e ușor. Uh-huh. Eu nu știu dacă aș avea răbdare cu cineva acum așa, sincer. Probabil că nu. Uh-huh. Asta am dobândit, într-adevăr, acest curaj de a face din prima. Cu ăsta m-am născut, n-am ce să fac. Dar acum, uite, a vrut Dumnezeu să mă ajute cu chestia asta. Nu s-a schimbat, trebuie să faci la fel meseria, bazele sunt aceleași. Trebuie să fii corect, să nu te gândești de ce ăla face nu știu ce și iese nu știu cum, să te gândești la tine vis-a-vis de celălalt și să faci repede și bine. Cât de important sunt partenerii de scenă? Cel mai important, că teatrul este celălalt ca și iubirea. De ce cel mai important? Partenerul e, teatrul este un partener în, și în ochiul avut, tău. Și când ai avut un partener care să rezoneze cu tine, să fie în armonie? Mi l-am închipuit. Ați l-ai închipuit, chiar dacă în fața ta era da. Altcineva. Am jucat ca și când era... Cine ai fi vrut tu să da. Fie? Exercițiu greu, nu e ușor, nu? Da. Mie mi-e ușor. Ți-e chiar ușor? Dacă uneori mai șchiopătesc. Aud din... Te rog. Da. Aud din ce în ce mai... De mai multe ori, că actorii întârzie la repetiții, întârzie da. Chiar la spectacole. Da. Și mi-aduc aminte ce îmi povestea Mihaela Tonița Iordache despre Ștefan Iordache. Oricum se știa... Pleca pe jos la teatru, avea da. Traseul lui, ajungea cu nu știu câte ore înainte. Nu mai există asta. Ba da. Există în mm-hmm. continuare? Și atunci de ce sunt actori care întârzie la repetiții? Suntem mulți. Mm. Dar sunt unii care au un continuare. Eu așa respect. Fac, așa îmi place. Așa fac. Mai sunt câțiva care fac așa și vin mai devreme, chiar și din cei mai tineri. Și stăm împreună. E important să ai Foarte metabolismul important. Ăsta? Foarte important. Sigur că sunt momente când ajungi, niciodată nu ajungi în ultimul moment, n-ai cum. Adică la fără un sfert. Unii ajung la fără 5. Sunt mai rari totuși. Uh-huh. Dar se întârzie? Nu mai e chiar așa... Cum? Sfântă. Meseria... Profesia, adică nu mai e chiar așa... Poate e un cuvânt mare, hai să nu-l folosim pe ăsta. Dar nu știu ce să folosesc. Păi dacă nu s-au devalorizat toate profesiile, dacă stăm să ne uităm? Că pe noi așa ne-a învățat. Scândura e sfântă, nu suportă orice. Greșit!
avem dovada că suportă orice. Deci am fost crescuți. Adică e greu să mergem potriva a tot ceea ce ai învățat tu. Nu vreau să te pun rău cu nimeni. Nu, da. Nu, că urmează întrebarea. Da. Teatrul ăsta de timp nou, cu foarte multe improvizații, cu foarte multe lucruri care erau de neacceptat înainte pe scenă. Să știi că de tip nou, tot timpul au fost... Au fost în toate vremurile. În toate vremurile. Experimente, experiențe. Tot timpul au fost. Și tot timpul au... Ele au rămas însă la stadiul de a experimenta. Atunci când noi suferim de boala asta de a da verdicte și de a clasiciza ceva ce abia are o mână și un picior. Stai că trebuie să aibă doi ochi. Ceva ce de-abia are premiera, ca să zic așa. Nu poți să faci statui în prima săptămână după ce ai cunoscut un om. Nu? Deci nu se poate. Asta e o boală românească. Și în general statuile se construiesc pe Facebook. Și se și altă boală românească clasicizează. Exact. Și altă, iată-mă că te îndrept să-ți continui ideea. Și altă boală românească de a dărâma statuile care sunt cu adevărat statui. Altă boală. Nu știu pe cine încurcă. Știu pe cine încurcă. Pentru că este această concepție că statuile deja existente nu lasă loc celor... Care va să vină? Poate că a fost și așa. Marius, am devenit foarte tolerantă în ultimii 2 ani. Tolerantă în ce sens? De fapt, nu tolerantă e cuvântul, bine spus. Chiar pe bune am încercat să înțeleg partea adică cealaltă. Mai mult de a fi tolerantă. Da, mă, hai să încerc să văd. Ai dovadă de empatie, de ce să te pui în locul celorlalți. Că uite, el a pățit asta. Și atunci, el de-aia vrea să dărâme. Că el n-a putut să deschidă ușa pe care noi n-am apăsat, nouă ni s-a deschis. Da, dar nu, dacă n-ai putut să deschizi ușa, nu dărim teatru. Voilà, c'est comme ça. Ei trăiesc așa. Cei care fac asta trăiesc așa. Singurul lucru pe care nu-l înțeleg și la care, pe care nu-l accept este de ce, dacă este atât de rău într-un loc și îl înjuri tot timpul pe acel loc. De ce mai stai? Și îți provoacă atât de multă nefericire. De ce nu pleci? De ce nu pleci? E o întrebare atât de simplă pe care nici măcar nu și-o pun. Și de ce îi înjuri pe ceilalți cărora le place acolo? Treaba lor, din ce motive? De ce nu pleci? Da. Da, e o întrebare atât de simplă la care, pe care mi se pare că ei nu și-o pun niciodată. Și deci asta cu experimentul cu teatrul de tip nou, ce zici tu, hai să nu-l numim, să-l numim cu anumit cum se fac unele spectacole acum, nu știu că nu știu ce gen e. Exact. Și nu mai vorbim că un gen, că acum aveți sunt 120 iartă-mă. Și noi nu facem față la discuția asta, chiar nu fac față. Nici eu. Am greșit, iartă-mă. Da, vezi că acum nici nu avem voie. Iartă-mă, da. Așa. Știi că e o diferență între a nu-ți plăcea ceva și a recunoaște că e corect, dar nu-mi place. Încerc, nu reușesc întotdeauna, încerc să fac această diferență, dar dacă stomacul meu într-adevăr mă doare, nu, atâta pot, gata. Și stomacul meu este foarte bun, adică instinctul. Adică ai un stomac puternic, are stomac. Cum se zice că are stomac de politician. Te apropo de stomac și spuneai mai devreme, aminteai de Florian Pitiș, când spunea că dacă pleci pe repetiție și nu pleci cântând, lasă-te, nu te mai duc. Eu am simțit și eu asta, o scurtă paranteză, că mă duceam în studioul de televiziune și m-am dus 10 ani cu o mare bucurie. Da. Și se simțea asta, aviditatea cu care strângeai absolut, tot, informații, tot ce făceam și mai mult decât atât, în momentul în care mi-era rău în afara studioului, în momentul în care ajungeam acolo îmi treceau toate. Se cicatriza. În momentul în care am ajuns acolo și mi-a fost rău, exact pe dos, n-am mai făcut asta. Adică ajunsese la un moment de saturație foarte, foarte greu. Spune-mi ce ai schimba în romanul vieții tale? Această trăsătură de caracter de a crede foarte mult în vorbe.
Ai crezut mult în vorbe? Mai mult decât în fapte? Până la fapte. Ah, era o cale lungă. Asta ai schimbat. Mm-hmm. Ți-ai dorit în romanul vieții tale o întâlnire cu oameni dragi, dar care nu s-au întâlnit de fapt niciodată mm-hmm. în viața ta? Cum, oameni dragi, dar ei... Da, că nu s-au întâlnit niciodată în același loc, la o masă, să spunem, dacă ar fi o masă. Oh. Ce oameni ai adunat în jurul mesei? Hai să formulez altfel, da? Că văd că e foarte grele întrebările. Deci să-i adun la, da, masă, la acum, masă pe cei dispăruți? Pe cei dispăruți sau cei prezenți, dar care niciodată n-au fost toți la o masă și ai vrea să vezi la o masă. Oameni din trecutul tău, din prezentul tău, oameni care sunt, care nu mai sunt, ar fi... Ai vrea o astfel de întâlnire? Poate nu vrei. Extraordinară și nu vrei. Întrebare. Asta este o întrebare extraordinară. Nici nu mă așteptam, Marius, din partea ta la o asemenea mai dus într-o zonă metafizică. Absolut. Ia așa, doamna. Pe domnul Valeriu Moisescu, pe domnul Ciulei, pe doamna Olga, pe mama. Mama este între Ciulei și Moisescu, bineînțeles, între doi băieți. Pe Moțu Pitiș, pe Smaranda Jelescu, prietena mea și cea cu care a petrecut ultimii ani din viață, pe tata, care să-i facă pe toți să râdă, pe doamna Marian Tibanu, realizatoare de emisiuni de operă de la televiziune, pe Mircea Belu, actor la Timișoara, pe Constantin Băltărețu, pe Dorin Teodorescu, marele nostru tenor, pe domnul Gabriel Gheorghiu, Moș Crăciunul copilăriei mele, pe... Chiar e o întâlnire asta, e o masă... Și să nu discutați despre ceva anume, pur și simplu. Dar oamenii... nu trebuie, că imediat... Pe domnul Beligan, pe domnul Beligan, pe domnul Dinică, așa. Da. Doamne, da. Dar ce ai pus la masă asta e prăpăt. Am trăit cu oamenii ăștia. Să, dacă o iei așa și vezi tabloul ăsta și mă detașez un pic, zic, aoleo, asta chiar eu sunt, am... Au trecut prin mine, prin destinul meu. Am trăit meu. Lângă ei, aoleu. Ca o parte din romanul vieții tale, toți oamenii ăștia. Da, te sperii un pic, faci un pas înapoi. A, deci ceva extraordinar e cu mine. Este. Că de-aia ești Emilia Popescu. Există drumuri, case, locuri care trebuie neapărat să facă parte din romanul vieții tale? Da. Când am fost prima oară în Franța, la 25 de ani, am simțit ceva acolo. Mulți înainte, da. Am simțit ceva, nu pot să spun ce. Și m-am gândit, zic, uite, vezi sângele din partea mamei. Franțuzoica. Da. Oriunde în Franța. Și trebuie să facă parte și Grecia neapărat din... Locuri. Din locurile noastre. Ca țară. O casă anume? Asta. Spune-mi, te rog. Casa mea, există, în care stau și acum. Există, stai de câți ani stai în casa asta? De 56 de ani. Am avut niște pauze. 10 ani, 2 ani. Și, și mai simți pe cei care au stat în casa ta? Îi simți de-aia în continuu... și m-am întors aici pentru că nu... Îi simți în continuare că sunt acolo. Mai vorbești cu ei? Da, vorbesc tot timpul. Și vorbesc și singură tot timpul. Ai făcut din casa ta un fel de spațiu în care să te întorci de fiecare dată, un spațiu care nu s-a schimbat deloc, chiar dacă lumea în jur s-a schimbat atât de tare, a rămas un spațiu intact? E un spațiu cu o energie foarte, foarte bună și... un spațiu care mă reprezintă, da. Și un spațiu, e biserica mea. Ce frumos spus. Vezi că la masă aia nu l-ai pus pe Ștefan Bănică Junior, dacă dar vrei. Dar e viu!
E la vii. A, la vii. Nu mai, ți-am zis că put... Ba nu, i-am pus numai pe cei care nu mai sunt. Înțeles. E la vii, păi nu te punea și pe tine, Marius, tu că show. Doamne ferește! Aoleu, e la vii! Că, da, da, uite, acum îmi dau păi seama da, că cei care nu mai sunt și care nu prea s-au sunt. Întâlnit. De fapt, cei se întâlnise Valeriu Moisescu și Olga Tudorescu. Da, nu toți. Tudorache. Nu, la vii, ai tași din gură, nu încerca să mă încurci. Facem și o masă cu vii, dacă vrei. Dar data viitoare. Data viitoare, nu acum. Trebuie să nu fie un efort prea mare acum. Da, da, acum, uite, e o masă cu vii. Dar mai trebuie să vină și Marina, trebuie să, Constantinescu, trebuie să vină și Rodica Mandache, trebuie să... Ba, lasă să vină, ei sunt viii mei, ei sunt viii mei. Glumeam, normal că sunt viii mei. Să vină. Și Ștefan Bănică Junior. Și Ștefan să vină, da, e foarte ocupat, dar o să vină și Ștefan. La câtă treabă are și da. El, la câtă are pe cap. Vine, uite, am rămas. Care sunt animăluțele care fac parte, au făcut parte din romanul, ar face parte din romanul vieții tale? Există? Căței, da, și există un câine superb, un samoied alb, superb, ca o zână, pe care a chemat-o Mura. Și... Câți ani a trăit? 13. Făcea parte din familie. Ei, mai mult decât atât. Mai mult decât atât, așa mai asta mult, spun și mai, eu. Mai mult decât atât. Adică după operație mea de cervicală trebuie să stau complet întinsă multă vreme și ea venea și se dormea pe mine și nu puteam să o mișc. Îmi era milă de ea, dar pe mine avea multe kilograme. Adică n-am mai avut alt cățel și nici n-aș mai avea putere decât dacă mi-ar aduce fiimea vreun cățel, dar acum are o pisică și nu îndrăgeam pisicile înainte, acum îi iubesc și pisicul. Dar nu ai mai luat câine, nu ai mai luat un cățel. Nu mai fac niciun fel de sacrificiu, decât la momentul potrivit pentru copilul meu, la un moment dat când va fi nevoie. Am înțeles. Da. Am un chestionar aici, care se cheamă chestionarul lui Marius Tucă. Și te-aș ruga să-mi răspunzi acum. Păi până acum ce a fost? N-a fost chestionar, a fost romanul vieții tale. Acum e un chestionar și aș vrea să-mi răspunzi pe scurt la întrebări. Știu că te-am chinuit ceva. Nu, mai chinuit, dar mai... Cine ai fi vrut să fii? Cine n-ai fi vrut să fii niciodată? Nu. Ce e aia? Nu am vrut să fiu altcineva. N-aș fi vrut să fiu niciodată torționar. Ce este țara, Emilia Popescu? Țara e... țara sunt oamenii și copilăria, oamenii, copilăria și educația până la o anumită vârstă. Și mai e ceva peste toate astea, ceva ce nu poate fi definit. Un sentiment care, el are un echivalent în cuvântul patriotism, e mult peste. E mult, 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 mult peste. Țara poate fi și copilul tău. Și poate să fie și mama ta. Și mama ta și iubitul tău sunt. Sunt toate. Întotdeauna am zis că ei sunt țara mea. Copilul, soțul, sunt țara mea. Voi sunteți țara mea. Întrebarea următoare vine de la sine. Mândria de a fi român. Ești mândră? Mă, niciodată n-am fost mândră. Dar întotdeauna am fost deranjată când am fost cuipați. Atunci... Atunci se activează. Deci atunci când te deranjează, e clar că e ceva... Mândria de a fi român. Mă, nu neapărat mândrie, mă, dar nu suntem nici mai proști, nici mai corupți, nici mai... Dimpotrivă. Ce este sufletul? Sufletul e ceva de la Dumnezeu, la unii a dat mai mult, la unii mai puțin. Care este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ai făcut-o? Pe care am făcut-o eu? Nu știu, eu trebuie să știu. Dar care ți s-a făcut? Ești viața mea. Ce este libertatea? Mare lucru. Ceva ce noi nu știu dacă avem, poate tu ai. Libertatea este de a putea să... Este
trebuie să coincidă, de fapt libertatea este un echilibru între ceea ce ai dorit să realizezi și ceea ce realizezi fără niciun fel de opreliști. Fără granițe, bine. Fără limită. Nu știu dacă fără limită. Mm-hmm. Libertatea este puterea de a te exprima plenar atunci când vrei, când ai nevoie, când... Nu înseamnă neapărat că nu depinzi, că multă lume zice, bă, a fi liber e să n-am șef. Bă, nu e chiar așa. Nu prea are legătură cu orânduirea. Ca dovadă că în sine, martirii noștri în închisori erau foarte liberi. Foarte liberi, deci nu are legătură că am șef, că s-a angajat, că sunt... E o stare de spirit și a conștiinței. Care este cea mai importantă muză din viața ta? Muză? Muză. Muz? Muză sau muz? Bă, dar nu știu. Dar îmi pui niște întrebări. Of. Talia. Spune-mi un eveniment al lumii la care ai fi vrut să fii prezentă. Ai fi vrut să fii undeva. Vreau să fiu prezentă la toate concertele lui Maxim Vengerov și dirijate de Baron Boehm și uite așa. Care este concertul din toate timpurile? Nu știu dacă la care ai fi vrut să fii prezentă. Dar cum suntem atât de... apropiați? Da. Începem? Mă sperii. Bună, Daria. Care e... Bună, Popescu. Bună. Cel mai frumos concert? Da, un concert la care ai fi vrut să fii și n-ai putut fi. Uite, ale lui Vengerov. Și ori mai fi, dar nu-mi vine acum. Bine. Eu mă gândeam, de exemplu, să fiu la un concert Beatles, de exemplu. Dădeam sau Beatles. Și n-am fost, sau... Beatles, mă da. Rog. Care a fost teama copilăriei tale? Că iau note mici la franceză și mă ceartă mama. Ce ai vrut să ai în copilărie și n-ai avut? Ai avut de toate. Primul gând despre mamă, prima amintire. Că mi se părea așa că e ca o zână. Ce frumos. Mi se părea, da. Ce nu i-ai spus niciodată și ai fi vrut să-i spui? Iartă-mă. De ce? Care este marea... Dar de ce râzi, Marius, tu că de tine, pentru că în momentul în care te-am întrebat de ce, n-ai mai spus. De asta te-ai oprit. Dar nu, e frumos atâta. Iartă-mă, e suficient. Care este marea întâlnire pe care ai ratat-o? A existat o astfel de întâlnire? Păi dacă am ratat-o... Înseamnă că nu trebuia să fie acolo. Știu eu ce am ratat? Nici nu știu care ce este am cea ratat. Mai importantă întâlnire din viața ta? Nu e una singură. Pe cine ai vrut să cunoști și nu s-a întâmplat? Deci un pic de decență, da? Pe, cum îl cheamă, Kozlovski, uh-huh. Actorul lui Dodin, Daniel... Lăsați. Nu face nimic. Deci, pe el am ratat atât întâlnirea cât și pe el. Da. Uite. Uite că mai mi-a venit o întrebare. Ce prieten ai vrut să ai ca personaj de carte, de film sau din viața reală? A fost un film, Finding Neverland, cu Johnny Depp, în care el era un dramaturg și spunea niște povești minunate. Așa aș fi vrut să am. Mi-ar fi plăcut. Unde se termină tinerețea și unde începe bătrânețea? Aici este o problemă cu care nu sunt de acord. Există o graniță care le unește sau le separă? Le separă. Le separă cu o linie invizibilă la cei norocoși. La cei mai puțin norocoși e prăpastie. Trebuie grație. Eu cred că la școală ar trebui să fie predate lecții de gelozie, de egoism, lecții despre trufie. Ce lecții crezi tu că ar trebui să fie predate la școală și care nu sunt predate astăzi? Ce idee ai și tu, lecții despre niște gelozie? Da, nu știu. Mm-hmm. Ce lecții? În primul rând, lecțiile de bun simț și de bună cuviință, despre cum trebuie să te comporți și acest trebuie
Nu că trebuie că altfel plătești amendă, ci că e mai frumos și mai simplu să trăiești civilizat. Există un loc unde singurătatea și libertatea se întâlnesc? Da, la mare. Ce este lumina? Copilul meu. Ce frumos. Care este definiția amorului tandru? Amorului tandru? Tot ceea ce fac eu, de dimineață până seara. Amor între bărbați și femeie? Ce mai întrebați? Nu, este foarte bine. A, care este definiția? Vezi că sar la jugulară. Te rog, ar fi, adică am luat-o de la capăt. Spune-mi, te rog, ai introduce un personaj care nu e în viața ta, în romanul vieții tale. Ar fi un personaj pe care l-ai introduce în romanul vieții tale? Da. Pe cine? Încă nu-l cunosc. A, deci urmează să apară în viața ta și va face parte din ta și din romanul vieții tale. Adică am o curiozitate și vreau să rămân trează. Spune-mi, te rog, ce-ai pune pe coperta romanului vieții tale? Un pian. Pe prima și pe ultima? Coada pianului. Un gong. Ce frumos. Și cum s-ar numi cartea asta, care ar fi despre viața ta, care ar fi romanul vieții tale? Pot să te ajut dacă vrei. Cum? Foarte simplu. Romanul vieții mele. Nu. Spunându-ți că te poți inspira dintr-un roman celebru din literatura universală. Crimă și pedeapsă, nu. Nu, crimă și pedeapsă. Ana Karenina, nu. Punguța cu doi bani. Mă, chiar cu doi bani, nu vreau să așa, să creadă destin, să-ți gândărim prea mult, las, așa. Nu știu. Va urma. Va urma. Frumos titlu, va urma. Va urma. Titlu pentru romanul vieții, pentru, da, pentru romanul vieții tale. Va urma. A durut, Emilia Popescu? N-a durut. Da, a durut, dar m-ai dus un pic într-o, m-ai ridicat un pic. N-am ridicat împreună. Important e să nu simțim pământul în timpul unui astfel de dialog până la urmă, un astfel de convorbiri. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Și eu mulțumiri! Mulțumesc!